Bună seara, bun găsit la sport! Universitatea Craiova nu a reușit surpriza în Cupa României. Formația Oltean a fost învinsă la limită 1-0 de către deținătoarea la zi a trofeului Petrolul Ploiești. Unicul gol al întâlnirii a fost marcat de către Soni Mustivar în minutul 18. Elevii lui Cosmin Condra au lăsat de înțeles în prima parte a partidei că au meciul sub control, iar golul lui Mustivar din minutul 18 părea să confirme acest lucru. Nu a fost însă așa. Pe fondul unui joc mai economicos prestat de ploieșteni după deschiderea scorului, Universitatea Craiova, încurajată de atmosfera incredibilă făcută de proprii suporteri în tribune, a pus stăpânire pe joc. Cea mai mare șansă a formației pregătite de Nicolo Napoli a venit în minutul 26, când Geraldo a pierdut balonul în fața lui Bird, dar Bornescu a ieșit bine și a respins șutul australianului. La finalul jocului, Cosmin Condra considera că Petrolul a avut cel mai greu adversar posibil în 16-mile Cupei României, chiar dacă a întâlnit o echipă încropită cu puțin timp înainte de începerea sezonului. Chiar dacă s-au format în două săptămâni, au un antrenor care știe meserie, un antrenor care pune echipa foarte bine în teren. M-a surprins astăzi cu așezarea din teren și un antrenor care poate să creeze o echipă în așa scurt timp. Și știam lucrul ăsta și de aia am și declarat imediat pe tragere că am picat cu cel mai greu adversar din urna a doua. De partea cealaltă, Nicolo Napoli a spus că era foarte greu să elimine o formație de talia Petrolului, dar pe ansamblu este mulțumit de evoluția tuturor jucătorilor. Sunt foarte mulțumit de băieți. Am făcut un meci foarte bun. Am jucat contra Petrolul Ploiești, echipă foarte... foarte tare. Am greșit în ocazie de gol, două ocazie de gol noi. A fost bravo Bornescu că a fatto due parate foarte bune. Sono uscito di Sesciano, ha fatto una parata foarte bună. Se putea mai mult? Se putea mai mult. Eu cred că băieții meritavano la minimum de merge în prelungire. Asta. Dar nu ne despiram de a... Acum recuperăm, deci, cum am zis prima, avem pentru noi important campionat. Următorul joc al Universității Craiova în campionatul Ligii Secunde va fi sâmbătă de la ora 17, împotriva celor de la FC Olt. Formația Petrolul Ploiești și-a continuat seria invincibilă a meciurilor fără înfrângere. Jucătorii erau fericiți la final că au avansat în cupă și au lăudat formația gazdă pentru jocul prestat. Marcatorul unicului gol de pe municipalul din Severin, Soni Mustivar, a pus umărul la un record de invidiat pentru orice echipă, 26 de meciuri fără înfrângere. Match a fost un match foarte greu. Craiova a jucat foarte bine și noi am ales. 26 de meciuri fără înfrângere pentru Petrolul. Veste bună, nu? Pentru voi, este răspunsul. Da, mă bucur, dar mai este match și noi vrem să facem mai mult. Pentru tine ce înseamnă că ai marcat golul? Am semnat mult, mult, pentru că e gol de victorie și primul acest sezon. Dar pentru mine mă bucur mai mult pentru că a câștigat. Fostul jucător al Științei, Pepe Bornescu, considera că nu s-a văzut în niciun moment că au jucat împotriva unei echipe din Liga Secundă și că este imposibil ca Universitatea să nu promoveze la finalul stagiunii. Ne așteptam la acest lucru pentru că Universitatea Craiova este o echipă foarte puternică. Și dacă vor juca așa în continuare, cum au jucat astă seară, cu siguranță vor promova la pas. Te-ai impresionat așa un pic? Da, foarte mult. Și atmosfera? Da, a fost o atmosferă frumoasă. Te-ai văzut că ai jucat pe Nou Plevencu, era acolo pancartă. Da. A fost victoria pentru care nu te-ai bucurat ca de obicei? Da, are sunet, că n-are sunet. Ca să spun așa cu un om, chiar am râs și cu un om plâns. Jucătorii Craiovei își doreau mult să evolueze în competiția surprizelor, însă au recunoscut valoarea adversarilor. Noi ne-am dorit foarte mult să mergem mai departe, zic că am practicat astăzi un joc bun care ne dă speranțe pentru campionat. Acum ne gândim la campionat, la meciul următor, care e foarte important și ne dorim să câștigăm. A fost prea bună pentru noi. Da, azi am întâlnit o echipă puternică, care scoda și noi zic că am făcut un joc bun, azi ne-am ridicat la nivelul lor și cu puțin noroc, eu știu, puteam să mergem prelungiri sau, eu știu, și să ne calificăm. Până acum, în optimile de final ale Cupei României, s-au mai calificat echipele FC Vaslui, Chindia Târgoviște, Corona Brașov, FC Viitorul, ACS Poli Timișoara, Ripensia Timișoara, Dinamo București, Pandurii Târgu Jiu, Gazmetan Mediaș, FC Botoșani și FC Brașov. Atât din sport pentru astăzi, sunt Claudia Șontea, cu alte știri ne revedem mâine, până atunci vă doresc o seară frumoasă, numai bine!